Participanții orașului Deta au ocupat podiumul la concursul de talente Banat Cultur. Miercuri 11 septembrie a avut loc ultima etapă din prima fază a concursului de talente Banat Cultur, organizat de Gală Timiș Torontal Bârzaba, care s-a desfășurat în localitatea Butin. Printre participanții la concurs s-au numărat și membrii ai Centrului Cultural Deta, care au ocupat și podiumul competiției artistice. Astfel, tânăra interpretă de muzică populară Sara Peter a obținut locul 3, ansamblul Margaret Deta locul 2, iar ansamblul Sveti Nicola Deta locul 1. Aceștia s-au calificat pentru faza următoare, care se va desfășura în luna octombrie în orașul Deta. Le mulțumim pentru bucuria adusă și îi asigurăm de toată recunoștința și aprecierea noastră pentru promovarea și valorificarea culturii tradiționale a orașului nostru, transmit reprezentanții primăriei orașului Deta.